Bună ziua, în primul rând. După emisiunea dumneavoastră, aș vrea să mă prezint. Sunt comisar șef de poliție Mihai Dan Chirică, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, coordonator al instituțiilor prefecte. Stimate domnule ministru, stimate domnule prefect, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, stimați invitați, sunt deosebit de onorat că astăzi să particip la Galați, la ceremonia de investire al noului prefect al județului Galați. Conform uzanțelor, am să-l rog pe domnul ministru Georgescu să dea citire celor două potrivit de guvern. Vă rog, domnul ministru. Guvernul României, hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Panaitescu Gabriel Aurelian din funcția publică de prefect al județului Galați în funcția publică de inspector guvernamental. Având în vedere prevederea articolului 27 aliniatul 1, litera A, articolului 30, litera A și articolului 30, aliniatul 1, litera C, din hotărârea Guvernului numărul 341 pe 2017, privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 19 din legea numărul 90 pe 2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a Ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și a articolului 19, aliniatul 1, litera A, din legea 188 pe 1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se dispune aplicarea mobilității pentru domnul Panaitescu Gabriel Aurelian din funcția publică de prefect al județului Galați în funcția publică de inspector guvernamental. Articolul 2, numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului ministru. Semnează primul ministru al Guvernului României, Mihai Tudose. Guvernul României hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar prin detașare în condițiile a funcției publice de prefect al județului Galați de către domnul Otrocol Dorin. Având în vedere prevederea articolului 19 aliniatul 1 litera A, articolului 89 aliniatul 2.1 și ale articolului 92 aliniatul 1.1 din legea numărul 188 pe 1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol 1. Domnul Otrocol Dorin exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Galați. Semnează prim-ministru Mihai Tudose. Vă mulțumesc, domnule ministru. Conform procedurii, am să-l invit pe domnul prefect Otrocol să depună jurământul de credință. Eu, Otrocol Dorin, numit în funcția publică de prefect al județului Galați, prin hotărârea Guvernului numărul 865 pe 2017, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62 aliniat 6 a legii numărul 188 pe 1999 privind statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
În ultimul rând, în numele conducerii Ministerului Afacerilor Interne, aș dori să-i mulțumesc domnului Panaitescu pentru tot efortul depus în această perioadă când a ocupat funcția de prefect al județului Galați. Domnule prefect, le mulțumesc atât în nume personal, cât și în numele conducerii Ministerului. Dacă doriți să mă spuneți câteva cuvinte, vă rog. Mai întâi de toate, bună ziua! Aș vrea să mulțumesc întâi echipei cu care am lucrat, echipa din cadrul prefecturii, sunt niște oameni deosebiți. Aș vrea să mulțumesc jandarmeriei, ISU, STS și toate celelalte structuri pentru sprijinul pe care mi l-a dat în activitatea pe care am desfășurat-o. Aș vrea să mulțumesc doamnelor și domnilor directori de la instituțiile de concentrat pentru sprijinul și colaborarea pe care am avut-o în perioada cât am fost prefect. Aș vrea să îi urez domnului prefect Otrocol să nu aibă parte de evenimente nedorite. Tuturor vă spun vom vedea ce-o fi mai departe și vă doresc sănătate. Mulțumesc domnului prim-ministru, mulțumesc doamnei ministru, mulțumesc domnului secretar de stat. Aș vrea să fiu răutăcios acum să-i spun că mi-au făcut un cadou de Moș Nicolae. O zi frumoasă tuturor vă doresc. Mulțumesc mult, domnule secretar. Mulțumesc, domnule prefect. Am uitat să mulțumesc domnului subprefect. Mulțumim, domnule prefect. Domnule președinte al Consiliului Județean, vă rog dacă vreți să ne spuneți ceva la sigur. Domnule ministru, domnule secretar de stat, domnule prefecți, subprefecți, stimați invitați, vreau să-i mulțumesc și eu domnului prefect pentru buna colaborare pe care am avut-o între Consiliul Județean și prefectură până acum și să-i doresc succes în continuare. Mă bucur că la conducerea prefecturii a venit un om cu experiență cu care sunt sigur că voi avea o relație frumoasă de cooperare pe toate proiectele și pe toate problemele pe care apar, pentru că cele două instituții sunt legate umbilical una de alta și avem nevoie și Consiliul Județean de Prefectură și Prefectura și împreună avem obligația să lucrăm în echipă și să facem proiecte frumoase pentru județul Galați. Așa cum spunea domnul prefect Panaitescu, să nu aibă evenimente. Acum, dacă stau bine să mă uit pe ce coduri ne trimit cei de la ISU, bine ați revenit, domnul prefect. În continuare, succes și mă bucur de o colaborare frumoasă pe care o vom avea în continuare. Felicitări! Mulțumim, domnule președinte. Domnule ministru, vă rog. Stimate domnule secretar de stat, stimați domnule și doamne, stimați invitați, dragi colegi, pentru mine este o onoare că în calitate de ministru am fost invitat să reprezint Guvernul României pentru acest moment. Sunt sigur că preluarea stafetei de la cei doi domni pe care îi cunosc și în care am încredere se va face în cele mai bune condiții. Îl felicit pe domnul prefect Otrocol pentru funcția pe care o are și îmi exprim speranța și convingerea că experiența pe care a acumulat-o, principiile după care funcționează, ca reprezentant al Guvernului Teritoriu, vor fi respectate în continuare și lucrurile vor merge bine. Colaborarea la nivel, la nivelul tuturor structurilor județului și municipiului Galați vor funcționa fără niciun fel de sincope, așa cum sunt sigur că se va întâmpla. Îl felicit încă o dată și doresc vă multă putere de muncă și ucoare și toate intențiile bune să se materializeze în fapt. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată. Mulțumim, domnule ministru.
Nu în ultimul rând, înainte de a încheia această festivitate, am să-l rog pe domnul prefect pentru col, dacă dorește să ne spună ceva de domnul prefect. Uitându-mă în sală, așa constat că, poate cu o excepție sau două, cu fiecare dintre cei prezenți am lucrat. Sper în viitor la o colaborare la fel de bună, cel puțin la nivelul colaborării pe care ați avut-o cu domnul prefect Panaitescu. Ne apucăm de treabă, vă doresc tuturor succes și să ne vedem cu bine. Mulțumim, domnule prefect. Astea fiind spuse, ceremonia de investire a dumneavoastră a luat sfârșit. Vă doresc o zi bună. Sper într-o colaborare excelentă cu toți colegii din serviciile de concentrate. Îl cunosc foarte bine și pe domnul subprefect, așa că nu văd de ce vor fi probleme. Sigur, am o singură temere pe care o știți, problema zăpezilor, și vorbeam cu directorul de la drumul național acum, DN24D. Dar sperăm că toate vor fi în regulă, înțeleg că și la nivelul Consiliului Județean s-au semnat contracte până la sfârșitul anului. Dacă aveți, eu știu, un proiect pe care n-ați reușit să-l puneți în practică pe vremea când ați fost prefect și pe care ați putea să-l reluați acum. Păi e proiectul legat de Tirighina, de situl de la Tirighina. E proiectul la care țin foarte mult. Am noroc că actualul primar e mai deschis în a colabora pe această temă. Este alături Direcția de Cultură, cu care mereu am colaborat foarte bine. Sper să vină mai aproape de noi și cu mai mult entuziasm și cu mai multe, cum să spun eu, lucruri bune, da, cei de la universitate cu Facultatea de Istorie. Oricum, pentru mine Tirighina este începutul formării poporului român și a limbii române, da, și acolo ar trebui să acționăm. Și e vorba aceea, nu? Primul mormânt, da, creștinesc în zona Dunării de Jos, de acolo ne tragem.